Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifa. Începe emisiunea 40 de întrebări. Iată regulile emisiunii, îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă. Dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem, propun. Îl am alături de mine pe multiplul campion la gimnastică, Marian Drăgulescu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Despre dumneavoastră, știm așa, aveți 40 de ani și sunteți cel mai medaliat... Și aveți 40 de întrebări, scuze de... Gimnast român din toate timpurile, da. Am 40 de întrebări, prin intermediul cărora să reușim să vă facem portretul așa cum este el. Dincolo de acest palmares fabulos pe care îl aveți, ați câștigat peste 300 de medalii și am văzut 31 dintre ele sunt titluri obținute la marile competiții, 3 medalii la olimpiade, 18 medalii la europene și 10 medalii la mondiale. Sunteți, de asemenea, inventatorul săriturii Drăgulescu, unul dintre cele mai dificile exerciții văzute vreodată în gimnastică și continuați să impresionați o lume întreagă cu ambiția și cu această formă fizică pe care o aveți și care este de invidiat. Și știu că acum vă pregătiți pentru europene și, cel mai important, pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din acest an. Acum, nu doar viața de gimnast a fost pusă pe tapet, ci și viața personală, așa că vreau să vedem împreună cine este Marian Drăgulescu. Așa, în spatele scenei și a micului ecran. Da, să-i dăm drumul. Începem? Da. Bine. Cu vorbele dumneavoastră, merg, mie îmi bate inima din ce în ce mai tare doar la gândul că port trainingul cu România, că publicul din sală aude numele țării mele, imnul acela cântat deasupra capului este singurul moment de fericire pe care îl am. Sunt cuvintele dumneavoastră, cuvintele campionului Marian Drăgulescu. Despre ce simte atunci când urcă pe podium, tot dumneavoastră ați vorbit despre lucruri mai puțin știute din spatele bucuriei unui campion, ați vorbit despre sacrificii, ați vorbit despre frustrări, despre lupta psihică pe care o duceți pentru a fi cel mai bun, vă citez din nou. Știi care este partea frustrantă? Că te antrenezi 6 luni pe an pentru un concurs și apoi alte 6 pentru un altul, pentru un moment de 30 de secunde de fericire. Te dor toate, ai picioarele bandajate, dita mai bătăturile, ai secundele tale de fericire, iar apoi înapoi la galere. Psihic este foarte greu, dar se pare că m-am obișnuit, nu am încotro. Și tot dumneavoastră v-ați continuat confesiunea de campion, spunând, și vă citesc din nou, mi-e ciudă pe oamenii care nu muncesc pentru ce au, pe puștanii de bani gata, care nu știu nici de unde se cumpără o pâine. La ăștia mă gândesc când rup aparatele, asta mă enervează și mă ambiționează. Viața nemiloasă din afara sălii de antrenament. Observ multă mâhnire în aceste declarații ale dumneavoastră și îmi dau seama că sunt mâhnirile omului Marian Drăgulescu. Urmează întrebarea. Vă tratează România ca pe un mare campion? Eram curios de când sunt acele declarații, pentru că, într-adevăr, în tinerețe și era aproape imposibil să nu comunic atât părțile văzute de toată lumea și știute și frumoase, cât și părțile, cum spuneți mai devreme, de galere, de muncă și așa mai departe. Acum, înaintând în vârstă, încerc să privesc și, întreg tabloul și îmi place ceea ce fac. Mă bucur nespus că mi-am descoperit talentul încă de mic. Nu mă văd ajungând atât de departe în niciun alt domeniu sau un alt sport. Așa că, dacă aș da timpul înapoi, cu siguranță tot pe același drum aș merge. Mi-ați răspuns la întrebare. V-am întrebat dacă România vă tratează ca pe un mare campion, ce sunteți? Bineînțeles, întotdeauna e loc de mai bine. Am avut momente în care am primit sprijin și înțelegere, am avut momente în care nu am avut
tot timpul, tot ce am avut nevoie, mă refer la aparatură, recuperarea medicală și așa mai departe. Dar, revenind la întrebare, nu știu, normal că s-ar putea, sau România ar putea avea grijă, cel puțin pe perioada cât încă ești în activitate, ar putea avea puțin mai multă grijă. Și cea, mă rog, sunt instituții care au grijă de sportivi de performanță. Vă referiți la banii pe care îi primiți acum? La bani, la imagine, la recunoaștere, la, nu știu, la idoli, la... Promovare. Promovare, da, da. Bine. Trebuie să ne mândrim cu valorile pe care le avem ca să devină modele pentru alte persoane care doresc să facă ceva în viață. Sau, nu știu, să reușească să ajungă într-un domeniu foarte departe. Mulțumesc. Mergem mai departe. Primele informații pe care le avem despre averea dumneavoastră au apărut în 2006. Atunci v-ați mutat într-un apartament evaluat la 100.000 de euro și ați declarat că până în acel moment, adică în primii 18 ani de carieră, ați locuit doar cu chirie. Vă citez acum. Muncim 2 ani, ne rupem oasele, iar dacă prindem un aur la europene, primim de la statul român 3.000 de euro. Dacă e la mondiale, suma este de 12.000 de euro. Faceți și voi socoteala de câte medalii de aur ai nevoie voie pentru a-ți cumpăra o casă. În 2016 a fost făcută publică și prima dumneavoastră declarație de avere, depusă în perioada în care erați legitimat la clubul Dinamo. Ați declarat că dețineți 2 terenuri în localități din județul Ilfov, o casă la țară, iar salariul dumneavoastră la clubul din Ștefan cel Mare era de 2.000 de lei pe lună. Pe lângă acest venit lunar de la club, un sportiv de performanță, știu că primește bani, doar punctual, în urma medaliilor pe care le obține la competițiile la care câștigă astfel de distincții, vreau să-mi spuneți câți bani vă intră acum, lunar, în casă. Urmează întrebarea. Din ce trăiește campionul Marian Drăgulescu? Din salariu, din primă și din competiții. Numiți-mi o sumă. Bine, contractele sunt confidențiale, deci n-aș putea spune o sumă. Pot spune doar premierile care se oferă la competiții. De exemplu, la cupe mondiale avem 1.000 de dolari, medalia de aur, locul întâi, la cupele mondiale. La campionatul european, acum cred că undeva la 8.000 de euro, medalia de aur. Vorbim doar de medalie de aur. Iar la campionatul mondial sunt undeva la 12-13.000 de euro. Cea mai mare competiție și care este și cea mai remunerată, bineînțeles, Jocurile Olimpice, care, unde medalia de aur este de, în valoare de 70.000 de euro. Eu v-am întrebat altceva. Câți bani aveți lunar la nivel de venituri? Ok. Acestea sunt medalii. Da, da, da. Bănuiesc că nu... Și știm cu toții că aceste campionate au loc la un interval anume. Uh-huh. Banii pe care îi primezi lunar, exceptând competițiile, nu? Asta a fost întrebarea? O sumă orientativă. Da, 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 ok. Ia, două... Undeva spre 2.000 de euro. Spre 2.000 de euro. Mm-hmm. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Vă citesc din nou. În țară câștig cât un ospătar. Sunt cuvintele pe care le-ați spus în 2005, când ați decis să renunțați la cariera de gimnast și să plecați în Statele Unite. Aveați 25 de ani, iar fosta mare gimnastă, Teodora Ungureanu și soțul ei, v-au ajutat să obțineți un contract bănos peste ocean, acolo unde urma să antrenați copii. Visul american a durat mai puțin de 2 luni pentru dumneavoastră. Ați decis să reveniți în țară după o discuție cu soțul Teodorei Ungureanu, care v-a spus, îl citez, tu ești un mare sportiv, ai 25 de ani. America nu pleacă nicăieri, întoarce-te în România, du-te la Olimpiada din China și câștigă aurul. V-ați întors acasă, ați revenit în competițiile sportive, iar medaliile obținute v-au făcut un gimnast cunoscut și apreciat în întreaga lume,
Ofertele de a emigra în America, pe bani mulți, nu au întârziat să apară, dar de această dată știu că le-ați refuzat pe toate. Ați spus așa, vă citesc din nou: eu sper să pot antrena aici și să nu fiu nevoit să plec, pentru că iubesc prea mult această țară. Eu zic că și în țara noastră se poate trăi bine dacă ai o situație financiară care să îți permită să nu te gândești la ziua de mâine. Urmează întrebarea. Vă pare rău că nu ați emigrat? Nu, absolut deloc. Într-adevăr, am putut să plec de mai multe ori. Am primit invitații inclusiv de la Cirque du Soleil. Iar în America, într-adevăr, m-am retras în 2005. Pur și simplu nu mai regăseam plăcerea de a practica gimnastică. Vin momente când te saturi. Și cred că a fost suficient acea pauză și acea, nu știu, și deplasare în America. Și acea conversație cu domnul antrenor Sorin Cepoi, și m-a liniștit, cum a spus, că America nu pleacă nicăieri și oricând voi dori, mă pot reîntoarce în America. Și mi-a spus că, m-a întrebat, tu crezi că mai poți să faci gimnastică? I-am zis că mai pot, mai sunt în putere. Și a zis să nu cumva să-ți pară rău după ce te retragi acum, când o să ajungi pe la 50 de ani, că ai mai fi putut să faci sport de performanță. Mi-a readus și el aminte că perioada în care ești activ, care faci performanțe, una dintre cele mai frumoase perioade, competiții, colegi, se cântă imnul, faptul că ești cel mai puternic din lume, e un lucru pe care nu te întâlnești, nu știu, foarte mult în viață. Și, într-adevăr, de cele mai multe ori când mă întâlneam cu români plecați afară, toți îmi spuneau că le dor de România, așa că niciodată, nu știu, poate n-am avut nici curajul să plec, și sincer m-am simțit bine acasă în România. Bine, am notat. Mergem mai departe. Știu că proveniți dintr-o familie pasionată de sport, mama a făcut gimnastică, iar tatăl meu s-a chetat cu luptele, boxul și culturismul. Ați povestit că în copilărie erați fanul filmelor cu Bruce Lee și Chuck Norris și că visați să ajungeți polițist sau karatist. Ați practicat karatele, dar pentru că vi s-a părut prea strict și plictisitor pentru felul noastră de a fi, v-ați înscris la gimnastică, ați spus așa: pot să spun că gimnastica m-a descoperit pe mine, nu eu pe ea. A venit un antrenor să facă selecție la noi în școală, a căutat copiii cei mai scunzi din clasă. Am fost unul dintre cei 5 copii selectați. Așa a început povestea mea și cariera în gimnastică. Știu că începuturile în gimnastică v-au plăcut foarte mult, vă încânta faptul că vă puteați juca mult la toate aparatele, însă când ați trecut la antrenamentele serioase, cum ar fi mobilitatea, despre care ați spus că este foarte dureroasă pentru băieți, ați dat bir cu fugiții și v-ați înscris la înnot. Dar acolo v-ați plictisit cumplit și spuneați, vă citez: nu am făcut altceva decât să mă țin de o bară la marginea bazinului și să dau din picioare, nici măcar nu învățasem să înnot. Această nehotărâre a dumneavoastră, dacă am supărat pe tata, așa că ați revenit asupra deciziei și în final ați ales să rămâneți definitiv în gimnastică. Talentul dumneavoastră a fost rapid remarcat de specialiști, ați fost legitimat la Clubul Sportiv Dinamo București și după câteva luni doar ați ajuns să vă antrenați chiar la lotul național. Urmează întrebarea. Ați ales gimnastica din rușine față de părinți? Nu, și o mică, să zic, corectură. Tata a aflat foarte târziu că am fost o perioadă foarte scurtă la not. La not, într-adevăr, am plecat atunci când antrenamentele mi se păreau foarte dure la gimnastică. Pentru un băiat să faci anumite exerciții de mobilitate, la început sunt dureroase, sfoara, șpagatul, podul și așa mai departe. Și nu mi s-a mai părut mie atât de distractiv și nu mai joacă, că începuse și munca. Și erau și anumite elemente la care ne loveam la început, până când învățam să le facem. Așa că am plecat la not și nu i-am mai spus tatălui meu, pentru că plecasem de la karate, tata mă dusese la karate, de acolo am spus că a venit un antrenor la sala de gimnastică și la școală
pentru a monitora sala de gimnastică și noi nu prea i-a plăcut că am plecat de la karate. Și a zis la modul că, ok, e sigur că vrei să faci gimnastică, atunci fă gimnastică. Și m-am zis la gimnastică, și atunci când am plecat la 3 luni de zile, mi-era rușine să-i spun că nu mai vreau nici gimnastică, m-am plictisit și de gimnastică. Așa că după 3 luni m-am reîntors la gimnastică, tata n-a știut niciodată. Pe antrenorului i-am spus că plec în vacanță cu părinții la țară, 3 luni de zile am lipsit și m-am reîntors tot la gimnastică. Și de atunci n-am mai avut schimbări de direcție. Bine, mergem mai departe. Sunteți bucureștean, iar copilăria v-ați petrecut-o în cartierul Balta Albă. Mai aveți 2 frați, iar dintre toți, dumneavoastră ați fost cel mai neastâmpărat, dar totodată și cel mai descurcăreț. Și o să vă dau un exemplu. În încercarea de a vă responsabiliza, mama dumneavoastră v-a trasat ca sarcină să-i dați să mănânce fratelui dumneavoastră mai mic. Ați găsit însă imediat o metodă prin care ați reușit să scăpați mai repede de această obligație. O citesc acum pe mama. Pe fratele lui îl mânja la gură. Lui îi dădea o linguriță, iar Marian mânca 3. Ați început gimnastica de la 7 ani, vârsta de la care ați început să petreceți din ce în ce mai puțin timp acasă, iar timpul pe care îl împărțeați cu frații dumneavoastră era destul de limitat. Am simțit multă mâhnire într-o declarație de-a dumneavoastră, vă citez. Suntem 3 băieți acasă, dar cum eu am fost tot timpul plecat, de fapt sunt 2. Ei 2. Aș vrea să-mi spuneți dacă ați suferit pentru că frații dumneavoastră au petrecut mai mult timp acasă alături de părinți și dacă ați simțit vreodată că gimnastica v-a furat copilăria. Urmează întrebarea. Ați tânjit după afecțiunea părintească în copilărie? Bineînțeles. Bine, am plecat de la 14 ani de acasă, 15 la lotul de juniori. Dar nu am fost plecat foarte mulți ani, 3 ani la număr am fost plecat, un an la Timișoara și 2 ani la Reșița, după care am revenit la București și de câte ori aveam competiții internaționale, trebuia să venim la București și să la aeroport să zburăm în altă țară și mă vedeam relativ mai des cu părinții, fiind în București și tot timpul Bucureștiul fiind, să zic, localitatea pe unde treceam noi înainte să plecăm la competiții. Într-adevăr, mi-a fost foarte dor și de ei și de frați, dar am găsit acolo un colectiv de copii, la fel ca și mine, plecați de acasă, dar făcând același lucru cu pasiune și învățând unul de la altul și inclusiv în gimnastică, în ceea ce profesam noi acolo. Ați simțit în vreun moment că gimnastica va fura copilăria? Nu, nu. Nu, n-am simțit niciun moment. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Tatăl dumneavoastră a povestit că în copilărie erați extrem de neastâmpărat. Îl citez. Nu exista să nu fac o trăznaie. E puțin spus că eram speriat. Nu mi-ar mai plăcea să fie din nou micuț, să-l văd la 6-7 ani. Era teroare cu el, se declanșa jihadul. Atunci când erau doar 2, nu ziceai că sunt copii în casă. Dar când venea al treilea, Marian, ieșea scandal în tot blocul. Și dumneavoastră ați recunoscut că le-ați dat bătăi mari de cap părinților, vă citez, măsuiam pe mobilă sau pe televizor. Îmi aduc aminte că într-o zi chiar am căzut de pe televizor. Trag concluzia că ați fost un copil greu de stăpânit și aș vrea să știu ce pedepse vă aplicau părinții pentru aceste boacăne, mai ales că în perioada comunismului părinții obișnuiau să își educe copiii și cu palma. Urmează întrebarea. V-au bătut părinții când erați mic? Bineînțeles. Da, mai primea că făceam tot felul de trăznăi, mai ales fiind și 3 frați, ne făceam numai boacăne prin casă, ne luam la bătaie, spărgeam, nu știu, am căzut o dată cu televizorul, am spart bibelouri. Și normal. Mai luai o palmă la fund, mai o palmă peste față, mai și cu cureaua câteodată au fost câteva situații. Dar nu a fost ceva de genul să rămân marcat pe viață sau... Nu. Și cam toată lumea la vremea respectivă
Cam așa se... Cam așa pățea, inclusiv la școală. La școală, cu linia peste palmă, cu acel băț din fibră de sticlă, cu trasul de perciuni, cu trasul de urechi. Așa era la școală. Când nu știai sau când făceai boacăne, așa se întâmpla. Bine, mergem mai departe. La școală erați o mică vedetă, iar colegii vă rugau tot timpul să faceți acrobații, vă citez, săream pe ciment, pe iarbă, săream din copaci, mi se părea interesant, mă lăudam și eu. Ați renunțat la aceste demonstrații în afara sălii de gimnastică pentru că riscați să vă accidentați. Și dincolo de aceste riscuri, gimnastica v-a obligat să puneți școala pe locul 2, a trebuit să vă mutați cu lotul de junior în mai multe orașe din țară, ați și spus mai devreme, drept pentru care a trebuit să schimbați și școala, iar participarea la competițiile sportive v-a adus și absențe, vă citez, intrasem într-o situație destul de delicată la fizică. Rămăsesem corigent pe primele două trimestre și îmi trebuia o notă mare să nu rămân pe toamnă. Intrasem în panică, era o rușine că am rămas corigent. De rușine, de orgoliu, am mâncat cartea aia și până la urmă am luat 10. În cele din urmă am văzut că ați absolvit Academia Națională de Educație Fizică și Sport și mă gândesc că nu a fost deloc ușor să vă împărtiți între sala de sport și sala de clasă. Aș vrea să știu dacă, în opinia dumneavoastră, sportivii de performanță ar trebui să aibă totuși parte de un sistem de învățământ adaptat. Urmează întrebarea. Poate un sportiv să facă și școală și performanță în același timp? Bineînțeles, dar la un nivel foarte ridicat amândouă, bineînțeles, sunt și excepții, dar mai rar. E clar că trebuie să făcute amândouă, clar, fără școală nu se poate și sunt de acord mai degrabă mers la școală că există și metode în care vin profesorii în cantonament și predau copiilor. Eu am mers la școală, la liceu și a trebuit să mă descurc. N-am fost un copil de 10-9, am fost un copil mediu de 6-7, dar am învățat ce a trebuit să învăț, nu am rămas repetent, corigent. Mă bucur că mi-am terminat și școala generală, liceu, am și o facultate, am și un master. Adică eu zic că se pot face amândouă. De ce nu? Bine, mergem mai departe. Primul concurs de anvergură la care ați participat au fost campionatele europene de juniori din 1998, unde ați și obținut rezultate remarcabile. La doar 17 ani ați câștigat 4 medalii, dintre care una de aur. V-ați cheltuit aproape toți banii pe un obiect extrem de râvnit la vremea respectivă, vă citez. Abia apăruseră telefoanele mobile în România și îmi doream enorm să am și eu unul. Am fost printre primii din echipă care a avut un astfel de aparat, eram mândru de el. Dincolo de cadoul pe care vi l-ați făcut, rezultatele pe care le-ați obținut v-au făcut să vă simțiți mândru de dumneavoastră. Ați spus așa, este enorm pentru un debutant, iar asta m-a încurajat foarte mult. Am prins gustul victoriei și nu prea am mai lăsat-o să plece. Urmează întrebarea. Care a fost momentul în care ați știut că veți fi un mare campion? Eu cred că acela a fost momentul, că era prima mea competiție internațională destul de majoră. Și nu știam la ce să mă aștept, nu știam eu la ce să mă aștept, nu știau părinții mei. Părinții mei abia atunci au dat seama că, uite că, deci chiar mă pricep la gimnastică și chiar sunt bun și sunt de talie mondială. Până atunci au crezut că doar mă duc să-mi petrec timpul acolo, să-mi consum energia. Și atunci mi-am dat seama că pot, de ce nu, pot să visez, să am gânduri mari, să obțin și la seniorat medalii la campionatele europene, mondiale și, de ce nu, începusem să mă gândesc la Jocurile Olimpice. Acela a fost ultimul an al meu de juniorat și următorul an am trecut la seniorat și a fost e un pas destul de important
pentru că dai piept în piept cu toți seniorii care au experiență, care se regăsesc la acel nivel de seniorat de foarte mulți ani și au și bagaj de cunoștințe și experiență și așa mai departe. Și într-adevăr, în primul an, în 1999, în primul an de după juniorat, nu prea m-am regăsit și a fost așa un an foarte secetos din punct de vedere al rezultatelor. Și atunci a venit și ideea noi sărituri, sărituri care am inventat-o, sărituri Drăgulescu, și din 2000, nu știu, s-a schimbat totul. Am avut curajul să visez și să particip în competiții cu seniorii și să pot să mă gândesc că lupta e de la egal la egal. Mulțumesc. Merg cu o întrebare roșie. Ce înseamnă roșie? O să vedeți și o să vă dați seama singur. Popularitatea dobândită datorită gimnasticii v-a adus și succes la fete. Vă citez: la Timișoara, în clasa a noua, s-a îndrăgostit o fată de mine. Eu eram cel mai scund din clasă, iar ea era basketbolistă, cea mai înaltă. Îmi plăcea și mie, dar îmi era un pic rușine să merg cu ea de mână pe stradă. Mă urcam vreo 3 trepte să ajung la ea să-i dau un pupic. Așadar, în loc să vă mândriți că sunteți un tânăr curtat de domnișoare, dumneavoastră vă simțeați complexat. Am să vă citesc o declarație pe care ați făcut-o mai târziu. În 2012, vă citez: am 200 de medalii, dar sunt complexat fizic. Toate iubitele mele au fost mai înalte decât mine. Am 1,62 și port 37 la pantof. Îmi găsesc foarte greu încălțăminte pentru bărbați, îmi iau de la copii, uneori mai caut și la încălțăminte pentru femei. Urmează întrebarea roșie. Este înălțimea cel mai mare complex al dumneavoastră? Nu mai este de foarte mult timp. Am trecut de acea perioadă în care aveam foarte multe frustrări. Cu timpul am realizat că dacă n-aș fi avut înălțimea asta, poate nici atât de multe rezultate în gimnastică nu aș fi avut, pentru că este un avantaj în sportul pe care îl practic. Mă învârt mai ușor. Pur și simplu am avut mult mai multe beneficii în sportul pe care îl practic decât, nu știu, în afara lui, în viața personală. Și se pare că de-a lungul timpului n-a fost un impediment faptul că am fost cum de înălțime să am relații inclusiv cu fete mult mai înalte decât mine. Iar cea de care ați menționat mai devreme, de la lotul de junior din Timișoara, nu cred că notorietatea, nu știu, a făcut-o să mă placă, pentru că eram în primul an de juniorat, aveam 15 ani, n-aveam niciun rezultat, adică notabil, abia la 18 ani am participat și încă la junior la acel campionat european. Nu, pur și simplu a plăcut de mine și, într-adevăr, bine, când mă gândesc acum, mă uit așa în urmă și băgătiți. Da, acum stau și mă gândesc, zic, ar trebui să fiu mândru că am reușit să, nu știu, să cuceresc, sau a fost mai degrabă invers. Ei a plăcut foarte mult de mine și mie îmi plăcea de ea, dar la acea vreme mi-era rușine să merg cu o fată, era basketbalistă, adică și o gimnastă, adică sportul cu cei mai scunzi sportivi și basketul cu cei mai înalți sportivi. Dacă s-a schimbat paradigma și nu v-ați mai simțit complexat de înălțime? Nu știu, de-a lungul timpului, nu știu, acum 10-15 ani. E o perioadă între 18 ani și 24-26 în care nu pot să, nu știu, să vezi toate lucrurile care... Figura în ansamblu, da. Da. Bine. Mergem mai departe. Porecla care v-a însoțit de-a lungul carierei a fost marocanul. Era folosită intens, inclusiv de jurnaliștii sportivi, dar la un moment dat a ajuns să vă deranjeze foarte tare. Aveați 30 de ani când ați anunțat că vreți să scăpați definitiv de această poreclă, marocanul. Vă citez acum: am renunțat la această poreclă primită acum vreo 15 ani și nu mai accept să mi se spună așa. A fost potrivită, porecla, dar numai pentru vârsta adolescenței. Îi rog pe toți cei care mă sună sau pe jurnaliștii care vor să stea de vorbă cu mine să renunțe la acest apelativ. Vreau să știu de unde vine această poreclă. Urmează întrebarea.
De ce vă deranjează porecla marocanul? Bine, marocanul ca și poreclă mi-a plăcut, nu m-a deranjat până în momentul în care nimeni nu mai îmi spunea pe nume. Și am un nume frumos, îmi place extraordinar de mult numele meu, Marian, și ca lumea să poată să-mi spună pe nume, am spus ok, ne-am jucat destul cu porecla marocanul și am zis, băi, uite, de azi înainte mi-ar plăcea foarte mult prietenii, cunoștințele să-mi spuneți pe nume. Dar a fost mai greu să... Marocanul? Da. Nu știu, că sunt mai bronzat puțin, cred că de acolo. Dar tot un coleg de-al meu de gimnastică mi-a spus așa la lotul de juniori, la Timișoara, și de atunci așa a rămas. Bine, mergem mai departe. Sunteți primul gimnast român din istoria acestui sport care a inventat o săritură. Exercițiul a fost inclus în codul de punctaj pentru proba masculină sub denumirea Săritura Drăgulescu. Este una dintre cele mai dificile, dar și spectaculoase sărituri din lume. Iar dumneavoastră ați povestit că s-a născut dintr-o nevoie, dintr-o frustrare în anul 1999. Vă citez acum. Nu-mi plăcea pentru că nu vedeam aterizarea. Această nevoie de a sări cât mai curat, cât mai precis mi-a adus Săritura Drăgulescu. Este o săritură pentru cei curajoși, e riscantă, dar foarte bine cotată. Te poate duce ușor la medalie. Ați executat prima dată această săritură la Cupa Elveției în 1999 și foarte surprinși, arbitrii nici măcar nu știau cum să vă noteze. Între timp, înțeleg că ați inventat Săritura Drăgulescu 2, care are un grad de dificultate de 10 ori mai mare decât prima. Aș vrea să-mi spuneți dacă aceste exerciții v-au adus un plus de imagine în lumea gimnasticii mondiale. Urmează întrebarea. Ați simțit invidie din partea marilor campioni? Nu, pot să spun că nu am simțit invidie. Din contră, când un alt sportiv încearcă, nu știu, un element atât de spectaculos, atât de greu, că ce se întâmplă? Eu am inventat această săritură în 1999, și am tot sărit-o 7 ani, o prezentam la toate competițiile și nimeni totuși nu venea să o sară în competiție. Adică 7 ani de zile probabil au încercat-o foarte mulți, nu știu, n-au reușit, s-au lovit și așa mai departe. Abia după 7 ani au început să apară sportivi care să sară această săritură, Săritura Drăgulescu. Nu, și eu apreciez când un sportiv vine cu, nu știu, un element foarte periculos. În primul rând îl apreciez că a avut curajul. Încerc să învăț și eu de la el, încerc să-i fur tehnica. Sunt niște lucruri în gimnastică, anumite lucruri care de cele mai multe ori se simt. E greu să încerci să observi o tehnică anume. Sunt anumite elemente care se realizează în fracțiuni de secundă, adică într-o fracțiune de secundă sunt 3 mișcări, picioare, brațe, corp, adică e foarte... Bine, mergem mai departe. În 2001, această săritură, care vă poartă și numele, v-a adus și una dintre cele mai teribile accidentări din carieră, ați spus așa, am căzut în cap la sărituri la o finală de cupă mondială, mi-a trosnit coloana. Am crezut că nu mă mai ridic de acolo. 6 luni nu am putut face nimic. Credeam că nu voi mai face gimnastică și era săritura mea. Era Săritura Drăgulescu, cea inventată de mine. La 6 ani distanță, în 2007, ați avut o altă accidentare gravă. Erați la campionatul european de la Amsterdam, când în timpul unui exercițiu la sol ați căzut din nou, tot în cap, și din această cauză nu ați mai reușit să vă încheiați liniile acrobatice. Vă citesc din nou. Știam efectele unei astfel de căzături, mă așteptam la amețeli. Când să plec din colț, mi s-au înmuiat picioarele și mâinile au început să mă furnice. Am făcut 2 pași, dar s-au accentuat furnicăturile și nu am mai putut. M-am prezentat și m-am dus pe bancă. Mi-a fost teamă apoi că aș putea să nu mai îmi simt deloc mâinile și picioarele. În ciuda acestor 2 accidentări periculoase care vă puteau încheia cariera, nu ați renunțat la gimnastică și v-ați forțat limitele de fiecare dată. Urmează întrebarea... V-a fost vreodată teamă că veți rămâne paralizat pe viață? Bineînțeles, în acele momente mi-a fost teamă să nu fie mai rău. Atâta timp cât am reușit să mă ridic în picioare, am zis că e ok. Eu, nu știu, o căzătură,
un traumatism și zic că o să fie o simplă durere și o să trec eu și peste asta. Am mai căzut și la Sarbine în competiție atunci când se întâmplă să te accidentezi în competiție, e mai... nu e foarte confortabil pentru că nu ai nicio saltea de... nu prea avem saltele de protecție în competiții. Avem saltele destul de dure care ne ajută să oprim aterizările, să nu facem pași. În antrenamente avem de cele mai multe ori saltele de protecție, saltele moi și chiar dacă aterizezi puțin mai, nu știu, mai neîntors sau inclusiv dacă ai o aterizare în cap sau pe spate, atenuează saltele respective. Am avut o teamă atunci, pe moment, după care am reluat pregătirea. Într-adevăr, după prima accidentare, 6 luni de zile, am tot încercat să revin, iarăși trebuia să stau 2-3 săptămâni, iarăși încercam să fac, iarăși aveam dureri. Și atunci a fost un moment în care am crezut că nu o să mai pot continua. Dar m-am refăcut, se pare că corpul meu se regenerează destul de repede atunci când fac o perioadă de timp pauză, inclusiv când eu m-am mai retras din gimnastică și am făcut pauză. Știu, și m-am simțit mai bine ca niciodată. Așa că mă refac. Bine. Merg cu o întrebare roșie. Gimnastica este un sport cu tradiție în România, așa că succesul din competiții v-a adus și popularitatea. Ați spus așa: am fost la mare și au venit la mine 2 băieți, numai așa, ca să-mi strângă mâna și să mă felicite pentru rezultatele obținute. Te simți extraordinar atunci când se întâmplă astfel de lucruri. Nici măcar autograf nu mi-au cerut. Numai să-mi strângă mâna. Atât. Faptul că aveți o săritură care vă poartă numele este un alt motiv de mândrie pentru dumneavoastră, pe lângă cele câteva sute de medalii pe care le-ați obținut. Chiar ați declarat la un moment dat că faceți sport de performanță și din mândrie și ambiție. Urmează întrebarea roșie. Celebritatea vă hrănește orgoliul? Nu. De cele mai multe ori meseria pe care mi-am ales-o vine la pachet și cu această publicitate. Sincer, poate la început, dacă mi-a plăcut, de-a lungul timpului am observat că am mai multe, nu știu, foarte puține lucruri de câștigat din celebritate și până la urmă tot ce am eu de câștigat vine din gimnastică, nu din extra viață și din, nu știu, cât de popular sunt eu. La mine, dacă nu merg la competiții și nu câștig medalii, nici mie nu mi-e bine, adică... Da, e la început e frumos. Te știe lumea, mai ales când eram mai tânăr. Da, dar cu timpul așa nu n-am mai căutat sau nu mi-am mai dorit să fiu atât de popular. Bine, continuăm. Aurul la Olimpiadă este marele dumneavoastră vis, un vis care ar putea deveni realitate chiar anul acesta la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Înțeleg că se vor ține. Ați declarat că vă aflați în cea mai bună formă fizică și psihică și că sunteți optimist în ceea ce privește Olimpiada din acest an. Vă citez: sunt în top la sărituri, așa că eu spun că sunt acolo sus. Cred că am șansa mea la aurul olimpic. Noi vă ținem pumnii, domnule Drăgulescu, să vă împliniți visul și să faceți România mândră, așa cum ați făcut-o de nenumărate ori. Urmează întrebarea. Ce înseamnă aurul olimpic pentru Marian Drăgulescu? Păi e a 5-a olimpiadă la care particip și ar fi fost a 6-a dacă în 2012 participam. Așa că e o medalie foarte mult așteptată. Am avut de multe ori ocazia să mă lupt pentru această medalie de aur. Uite că n-am avut șansa, deși de multe ori am fost favorit. Știu. Și da, nu știu, cred că și puțină șansă. Câștigam la campionatele europene, la campionatele mondiale, adică eram numărul 1 mondial, nu mă bătea nimeni la nicio competiție. Cum venea Olimpiada, nu știu ce se întâmpla.
parcă o așteptam atât de mult, 4 ani, și mă gândeam că în fracțiunea de alea câteva secunde, cât durează, trebuie să fiu în formă, trebuie să fiu, să fiu cel mai bun, și iată că tocmai acolo nu s-a nimerit. Se va întâmpla anul acesta la Tokyo? Sper să se întâmple, sunt mult mai degajat în gândire, nu mai gândesc că trebuie, vreau să mă bucur de tot ce se va întâmpla acolo, vreau să-mi joc șansa și ce va fi, va fi. Toată România va fi cu sufletul alături de dumneavoastră. Da. Să veniți cu aurul acasă. Sper. De la Tokyo, campion olimpic. Mergem mai departe. Acum, a ținut prima pagina a ziarelor, nu numai cu victoriile noastre sportive, dar și cu viața noastră privată. Asta ne-a făcut să înțelegem că și sportivii sunt oameni, ca noi toți. Pe prima soție, Larisa Drăgulescu, ați cunoscut-o în 2003 într-un cerc comun de prieteni din Reșița. V-ați îndrăgostit la prima vedere de o fată care nici măcar nu știa că sunteți un mare campion la gimnastică. V-ați căsătorit la 26 de ani, când erați deja părinții unei fetițe, iar Larisa era însărcinată pentru a doua oară cu băiatul dumneavoastră. Mariajul însă a durat numai 2 ani, ați divorțat în 2008, iar viața dumneavoastră de cuplu a fost ani buni subiect de presă tabloidă. Soția v-a acuzat în diverse emisiuni televizate că ați bătut-o și că ați înșelat-o. V-ați certat și din cauza copiilor, după ce tot soția v-a reproșat că nu aveți grijă de ei. Și cu toate acestea, din 2014, deci după 6 ani tensionați, ați reușit să îngropați ecurea războiului cu fosta soție și chiar am văzut, ați petrecut câteva vacanțe împreună. Vreau să-mi spuneți cum vedeți, cu experiența bărbatului de astăzi, relația pe care ați avut-o cu Larisa. Urmează întrebarea. Regretați căsnicia cu Larisa Drăgulescu? Face parte din viața mea. Nu, am învățat foarte mult și în viață, din greșeli învățăm. Eram amândoi foarte tineri, nu am apucat să ne cunoaștem foarte bine. Noi prima dată când ne-am mutat împreună, ne-am mutat deja cu Beatrice, primul copil al nostru. A fost o relație care a scos, nu știu, au fost și momente frumoase, dar au fost și foarte multe momente mai puțin frumoase. Și se pare că cel mai bine ne este separat, acum ne înțelegem de minune. Nu cred că ar fi trebuit să mai continue mai mult decât a durat acea relație. Cam atât pot spune. Bine. Merg cu o întrebare roșie. În 2008... presa a scris că scandalurile și bătăile erau la ordinea zilei în căsnicia dumneavoastră. Soția a apărut la televizor cu ochii înbineți și a declarat, o citez acum, mi-a tras 2 palme, pumn și un șut în cap. Larisa Drăgulescu a obținut atunci un certificat medico-legal care să-i confirme rănile, iar dumneavoastră ați recunoscut episodul violent, ați spus așa, recunosc că i-am dat un picior în ochi, nu m-am mai putut abține, regret scăparea, nu e demnă de mine, ajunsesem la exasperare. Pentru această bătaie ați fost și amendat cu 1000 de lei după ce soția dumneavoastră a depus plângere penală. În aprilie 2009, scandalul însă a reizbucnit, de această dată într-o parcare din București. O citesc din nou pe fosta dumneavoastră soție. Marian și soacră mea au tăbărât pe mine. Vasilica m-a lovit cu portiera, mi-a cărat palme peste tot și m-a tras de păr. Apoi Marian a venit și el și amândoi m-au bătut. Aș vrea să-mi spuneți ce v-a determinat acel acces de furie și dacă, între timp, ați învățat să vă controlați. Urmează întrebarea roșie. De ce ați bătut-o pe Larisa Drăgulescu? A fost o relație nocivă. Au avut loc foarte multe scandaluri, certuri. Gândiți-vă că am fost 2 tineri, nu știu, care scoteau cei mai rău unul altuia, nu știu. Ne luam gen parte în parte, de cele mai multe ea sărea. Așa la bătaie? Că, da,
cât de mică e, atât... Eu sunt un tip care evită până în ultimul moment orice tip de conflict. Nu-mi plac conflictele. Sunt o persoană destul de calmă. Când chiar sunt agitat, prefer să rămân singur și să mă liniștesc. Da, e un episod din viața mea de care nu sunt... De ce ați bătut-o? Cum spuneam, au fost multe, nu știu, multe altercații. În care, cum spuneam, sărea, de multe ori n-am ripostat, dar au fost și situații în care am ripostat și, din punctul acesta de vedere, îmi pare rău că mi-am pierdut cumpătul la acel moment. Dar am învățat din acele greșeli, am învățat că trebuie să nu mă mai pun niciodată în acele situații în care să nu știu, să nu mai pot controla. Și de-a lungul timpului nu am mai avut... Ați mai ridicat mâna la o altă femeie? Nu, niciodată. A fost singurul caz și singura relație care a fost cu de așa natură, nu știu, cu altercații, scandaluri și certuri. Bine. Continuăm cu o întrebare roșie. Acum vin numai întrebări roșii? La un an de la divorțul oficial, fosta soție v-a acuzat că vă tratați copiii în mod diferențiat și că pentru fiica dumneavoastră, care avea atunci probleme grave de sănătate, erați tată doar în acte. O citez acum. Nu se poate considera tată un om care își vizitează băiețelul la gimnastică și fetița niciodată. Nu e plăcut pentru fetiță să audă de la frățiorul ei că pe el îl vizitează tatăl, iar pe ea nu. Tot fosta soție a făcut o declarație șocantă în fața jurnaliștilor. A spus că loviturile cu palmele și pumnii pe care le suportase ar fi fost aplicate și copiilor dumneavoastră. Larisa Drăgulescu v-a acuzat că atât dumneavoastră cât și mama dumneavoastră i-ați fi lovit pe cei doi micuți în mod repetat cu sălbăticie. Și ca să își susțină afirmațiile, Larisa Drăgulescu le-a arătat polițiștilor de la secția 12 din capitală vânătăile pe care băiatul dumneavoastră le avea pe obraz și pe care ea acuza că le-ar fi căpătat în urma bătăilor. Aș vrea să-mi spuneți dumneavoastră care este punctul meu de vedere și dacă este adevărat că v-ați tratat în mod diferit copiii. Urmează întrebarea roșie. V-ați bătut copiii? Niciodată. Și știe și ea acest lucru. Deci au fost două situații în care fetița s-a jucat în sala de gimnastică cu fetele chiar nașilor ei, s-a alergat după minge, a căzut jos și și-a mușcat buzița, a trebuit să dăm declarații la poliție, inclusiv nașul care venise din Elveția și așa mai departe. Băiatul iarăși am luat două ATV-uri de copii, mașinuțe, iar la țară se plimbeau printre niște copaci și l-a zgâriat o creangă și de acolo iarăși. A fost o perioadă în care Larisa a încercat cu disperare să tot apară, să tot mă denigreze. Asta a fost acea perioadă. Bine. Nu, niciodată și nu se pune problema. Nu sunt o persoană, cum spuneam, am antrenat și 3 ani la clubul Steaua copii. Nu, iubesc copii, îmi plac copii, n-am niciodată, nu s-a întâmplat. Dar pe cei doi copii i-ați tratat diferit? Nu, nici asta. Bine. Nu, au fost niște declarații care nu au avut nicio legătură cu realitatea. Mergem mai departe. Și părinții dumneavoastră au fost implicați în scandalurile pe care le-ați avut cu prima soție. Tatăl dumneavoastră s-a ales cu numai puțin de 7 plângeri la poliție din partea Larisei Drăgulescu, în care aceasta l-a acuzat că își bate nepoții. Presa a scris apoi că mama dumneavoastră a ajuns la spital cu tendoanele tăiate după ce a încercat să atenueze un scandal din cuplul dumneavoastră. Tot mama a fost acuzată că a lovit-o pe fosta dumneavoastră soție în timpul acelei bătăi care a avut loc în parcarea unui bloc din capitală. Scandalurile noroșoacră au culminat în 2012, când ar fi avut loc un episod total ieșit din comun. Mama dumneavoastră ar fi folosit atunci pistolul cu gloanțe pe care îl dețineați la acea vreme. Larisa Drăgulescu a declarat și o citez: soacra mea a luat pistolul și a venit în cameră să mă omoare, dar a apucat-o plânsul. Mi-am dat seama de grozăvia pe care avea să o facă. Urmează întrebarea.
V-ați lăsat mama să vă controleze căsnicia? Nu. Nu. Tocmai de aceea am avut și foarte multe discuții în acea perioadă cu Larisa. Bineînțeles, mama nu prea a fost de acord cu Larisa și mai ales pentru faptul că a rămas însărcinată fără ca noi să trăim o perioadă împreună, să vedem dacă ne potrivim, dacă putem avea o relație de lungă durată. Și într-adevăr, de câte ori se întâlneau, se cam ciondeneau, dar nu la modul, nu știu, fizic sau... Și nu mi-a controlat. Țin minte că rare ori au văzut copiii părinții mei și asta era un motiv destul de des pentru care ne și certam. Trebuia când vroiam și noi să ieșim în oraș, trebuia să chemăm prieteni sau vecini să stea copii decât părinții mei care stăteau la două străzi. Adică a fost o perioadă în care... Am ales-o pe ea în defavoarea părinților mei, adică n-am pus părinții, pe părinții mei înaintea relației mele. Am încercat să fie totul bine pentru relația pe care o aveam. Și n-a fost nici mama cea care a condus această căsnicie. Nu, categorii. Nu. Iar legat de scandalul cu tendoanele tăiate, era vorba de mama Larisei. Din nou era Larisa, mama ei, mama mea și cu mine. Și iară s-au ciundănit și au vrut, nu știu, să se îmbrâncească mama cu Larisa și eu cu mama Larisei, ne-am băgat între ei. Și așa, de acolo a izbunit un întreg scandal, s-a spart o ceașcă, eu am adunat cioburile și când a dat cu mâna peste mâna mea în care aveam cioburile, maică s-a băgat mâna, s-a tăiat, deci degenerau tot timpul genul ăsta de, nu știu, scandaluri și de-aia, până la urmă, eu am și vrut să divorțez și divorțasem din 2008, deja dinainte cu un an să... Ajungem la acel incident pe care l-am lămurit pe care, acum. Da. Bine, mergem mai departe. Știu că cu Larisa v-a certat de-a lungul timpului și pentru bani. Ea v-a acuzat că nici după divorț nu vă faceți datoria de tată și nu le plătiți pensia alimentară copiilor. Acest nou scandal a apărut după ce dumneavoastră a cerut în instanță reducerea pensiei alimentare de la 2280 de lei la numai 500 de lei pentru ambii copii. Ați motivat atunci că salariul pe care îl primează de la Clubul Dinamo era de numai 1500 de lei, o sumă din care vă era imposibil să achitați o pensie alimentară de 2280 de lei. În 2014, după 6 ani de la divorț și tot atâtea scandaluri, v-ați împăcat cu soția dumneavoastră. În presă am spus, au apărut imagini cu dumneavoastră împreună și cu cei doi copii în vacanțe sau în timpul unor ieșiri împreună în oraș. Urmează întrebarea. Este Larisa Drăgulescu o mamă bună pentru copiii dumneavoastră? Sper să fie. Copiii locuiesc împreună cu ea, la Reșița. Eu locuiesc la București. Sper, băiatul face, practică și el gimnastica de performanță. A intrat în lotul de junior și în 2 ani de zile sper să vină la lotul de senior și de ce nu sper să-l pot antrena ca și antrenor când va ajunge la seniori. Cred că este o mamă destul de grijulie. Da. Nu vă simt foarte sigur așa. E ceva ce nu vă mulțumește. Nu, în orice relație, când se despar părinții, copiii au de suferit. Așa e. Și într-adevăr, atunci când există și mamă și tată, se produce un echilibru. Când cineva, nu știu, nu mai e acolo, orică rămân cu tatăl, orică rămân cu mama, copiii duc lipsă de anumite, nu știu, lucruri. Poate de acel echilibru. Și de asta zic că... Dar are grijă de copii. Copiii sunt la ea, sunt sănătoși, sunt... Fiecare cu pasiunile lor. Fata desenează, băiatul la gimnastică.
dar n-am educația pe care am primit-o. Sunt destul de răzvrătit, nu? Adică de asta, echilibrul ăla așa. Fac cam ce vor ei și o cam excrochează pe Larisa și pe mama Larisei. Adică sunt cam șmecherași, mai ales bate șmecherași tare. Și cred că asta... Cred că are cu cine semăna. Bine, mergem mai departe. Împreună cu prima soție ați trecut prin clipe de coșmar din cauza problemelor de sănătate pe care fiica dumneavoastră le-a avut încă de la naștere. Până la vârsta de 4 ani, Beatrice nu auzea și nu putea vorbi. Abia în 2008, medicii au pus diagnosticul hipoacuziei bilaterală profundă. Era chiar anul una dintre cele mai importante competiții din cariera dumneavoastră, Olimpiada la Beijing, de la care întreaga țară aștepta aurul de la dumneavoastră. Pe lângă faptul că vă doreați această medalie, aveați nevoie și de banii pe care urma să-i primiți odată cu aurul olimpic, ca să stingeți datoriile făcute pentru operația fiicei dumneavoastră. Ați ratat medalia de aur la Olimpiadă și implicit și suma de 100.000 de euro. Sportivii care au făcut parte din delegația de la Beijing au povestit că ați plâns toată noaptea care a urmat ratării, ați plâns și a doua zi în fața ziariștilor acreditați în satul olimpic. La scurt timp după întoarcerea în țară ați declarat și vă citez: au fost multe la mijloc, toată lumea se aștepta ca eu să aduc medalie, dar eu nu am reușit să trec peste ele așa cum aș fi vrut. Presa a scris atunci că un om de afaceri care a dorit să își păstreze anonimatul v-a dat banii necesari pentru prima operație a fiicei dumneavoastră. Aș vrea să-mi spuneți cine v-a ajutat să vă salvați fetița. Urmează întrebarea. Ați ratat aurul de la Beijing din cauza problemelor personale? Nu știu dacă ăla a fost, nu știu, motivul. Nu știu, într-adevăr, treceam printr-o perioadă destul de grea, dar întotdeauna am încercat să las problemele în afara sălii de gimnastică și în competiție să mă detașez de ele. Într-adevăr, aveam nevoie de un rezultat bun și aveam nevoie, din punct de vedere financiar, de bani pentru a plăti acele datorii, într-adevăr, care se făcuseră în urma operației Beatrice. Și într-adevăr au fost mai multe persoane care ne-au ajutat în acea perioadă, de la antrenori, sportivi, domnul Călin Popescu-Tăriceanu și dânsul ne-a ajutat și domnul președinte de la Federația de Atletism, Sandu din Arad, și au fost multe perioade, multe persoane, dar știu că acel loc 4, chiar pe care l-am obținut în 2008, cu suma de bani pe care am primit-o, am reușit să-mi sting și toate datoriile. Dar nu, încă o dată repet, am mai participat la alte jocuri olimpice, am fost și favorit și nici acolo nu s-a întâmplat să reușesc să câștig aurul. Deci nu pot să spun că acela a fost motiv. Bine. Mergem mai departe. Anul 2004 a fost cel mai prolific pentru dumneavoastră, ați spus așa, a fost cel mai bun an din viața mea. Am câștigat 4 medalii de aur la campionatul european de la Ljubljana și tot în același an am câștigat 3 medalii la Jocurile Olimpice de la Atena. Și tot aici am reușit performanța de a obține prima și singura medalie cu echipa României la o ediție a Jocurilor Olimpice. 7 medalii într-un singur an reprezintă o performanță de-a dreptul extraordinară. Deveneați atunci cel mai medaliat sportiv român din toate timpurile. Astăzi, în palmares, aveți peste 300 de medalii, dintre care 31 de titluri obținute la Jocurile Olimpice, la campionatele mondiale și cele europene. În plus, am spus, unul dintre cele mai dificile exerciții văzute vreodată într-o sală de gimnastică vă poartă numele Săritura Drăgulescu. Pentru întreaga activitate ați primit titlul de maestru emerit al sportului. Ce este important să precizăm este că un sportiv primește din partea statului român o rentă viageră doar din momentul în care se retrage din activitatea sportivă, iar suma de bani se calculează în funcție de numărul și tipul de medalii obținute.
aș vrea să-mi spuneți, dacă până acum gimnastica v-a adus toate satisfacțiile materiale pe care vi le-ați dorit, urmează întrebarea, câți bani v-au adus medaliile câștigate? Bine, adunând de-a lungul anilor așa, sumele, nu știu, cred că a fost undeva la, nu știu, 500, 600, poate 700 de mii de euro adunat în toți acești ani. Dar eu am fost un sportiv, pot să spun, peste 20 de ani de activitate. Exact, am fost un sportiv, pot să spun, norocos, pentru că eu în fiecare an câștigam medalii. Ba erau la europene, ba erau la mondiale. Și într-adevăr, poate o sumă, este o sumă mare, dar dacă o întindem în 20 de ani, au venit cum au venit și nu, bine, nici educație financiară să mă fie apucat de investiții la vârsta respectivă. Bineînțeles, erau în trend telefoane, mi-am luat și eu mașini, le-am schimbat de vreo 3 ori. Investiții proaste, să zicem așa. Și, dar, una peste alta, sunt mulțumit, am reușit să-mi fac o casă, am o mașină, sunt sănătos, în continuare fac ceea ce îmi place. Nu, am ajuns la vârsta la care mă bucur de tot ceea ce se întâmplă în jurul meu. Ce frumos ați spus! Bine, mergem mai departe. În 2012, Federația Română de Gimnastică a refuzat să vă includă în lotul național, alături de care urma să participați la Jocurile Olimpice de la Londra. Ați declarat atunci că nu cunoașteți adevăratul motiv pentru care nu ați fost cooptat în echipă. Vă citez, aș fi ajutat echipa foarte mult. Eu cunoșteam situația reală a echipei. Ei pot să iau medalie la Jocurile Olimpice? Nu pot. Faptul că am rămas acasă și că a rămas acasă unul dintre cei mai titrați gimnaști trezește într-adevăr multe suspiciuni. De cealaltă parte, federația a explicat că decizia de a vă exclude din lot a fost total justificată. Îl citez acum pe Adrian Stoica, președintele Federației Române de Gimnastică de la acel moment. Citez, din punctul meu de vedere, are o săptămână și jumătate să demonstreze că merită să intre în lot. El nu a fost inclus în echipă pentru că nu și-a revenit medical. Nu puteam trimite la Jocurile Olimpice un om care nu este valid. Un episod asemănător s-a întâmplat și în 2018, înainte de campionatul european de la Glasgow. După o intervenție minim invazivă la inimă, deși avea avizul apt pentru efort al medicilor, ați fost din nou exclus din lotul național de gimnastică. Ați fost dispus chiar să concurați pe propria semnătură, însă federația nu a vrut să riște. Ați protestat din nou, de această dată ați mers în fața sediului Ministerului Tineretului și Sportului și ați împins pe trotuar tricolorul, dar și toate cupele și medaliile obținute pentru România. Iar finalul este că ați privit și urmărit, deci, ambele concursuri de la televizor. Urmează întrebarea. Ați fost sabotat de Federația Română de Gimnastică? Nu știu dacă sabotat. Bine, de foarte mulți ani aud vorbe precum că sunt prea în vârstă, sunt expirat, lasă că trebuie să vină alții mai tineri și așa mai departe. Din păcate, în ultimii 10-15 ani, tot eu vin acasă cu rezultate bune, așa că nu înțeleg de ce tot mă fac, nu știu, expirat sau că nu mai pot. Poate, nu știu, asta m-a ambiționat și mai tare să le demonstrez că încă nu las armele jos în acest sport, cu toate că o fac din plăcere, mi-a plăcut dintotdeauna gimnastică, îmi place să mă dau peste cap, îmi place adrenalina și mai ales când și pot controla acele elemente, să le poți controla, este ok. Nu știu care, de multe ori m-am întrebat, să fie răutate, să fie invidie, să fie, nu știu, poate necunoaștere, să fie, au fost, de-a lungul timpului am mai avut, nu știu, să zic, mici certuri cu anumite persoane care poate la un moment dat au contat atunci când eu a trebuit să, sau nu știu, a trebuit cineva să voteze pentru mine. Că nu o singură persoană te votează, sunt antrenori, sunt ex-staful medical, sunt din federație, din conducere și așa mai departe. Deci spuneți că sabotat n-ați fost de federație. Nu, sabotat.
nu știu, într-adevăr, acolo am considerat că mi s-a făcut o nedreptate. Și în 2012, când am fost lăsat acasă, deși am ajutat echipa să se califice la Olimpiadă, cât și în 2008, în care mi-a spus să-mi rezolv problema, m-au găsit cu probleme la inimă, mi-a spus să-mi rezolv problema, mi-a rezolvat problema, iar medicul care m-a operat a spus că sunt apt de competiție, iar cei de acolo au spus nu, că protocolul nostru trebuie să treacă 3 luni și am pierdut. Vă mai dau puțin timp, 30 de secunde. Nu știu, s-a botat, nu știu. Am notat. Mergem mai departe. Cu o întrebare roșie. În 2016, sportiva Cătălina Ponor a fost desemnată portdrapel al României la Jocurile Olimpice de la Rio de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român, lucru care a stârnit rumoare în rândul sportivilor. Iată ce spunea Simona Halep. Citez. Mă gândeam că port drapel la Rio voi fi eu sau Cristina Neagu. Cred că Neagu merita, din punctul meu de vedere, dar decizia a fost luată. O felicit și pe Cătălina Ponor pentru că este o mare onoare. La declarația Simonei Halep, dumneavoastră ați avut următoarea reacție pe Facebook, vă citez, a fost un moment în care ne-a lăsat impresia că nu există decât un singur sportiv în această țară, ceea ce nu a fost ok pentru noi. Am tot respectul pentru Simona Halep, dar mi se pare jignitor la adresa mea, a Cătălinei și a celorlalți sportivi care au adus României medalii europene, mondiale și olimpice. Onoarea revine celei care a câștigat cele mai multe medalii pentru România. Simona Halep este o sportivă foarte bună. Cristina Neagu este o sportivă și mai bună, dar când vorbim de olimpism, sunt sportivi cu palmares mai mare, iar declarația ei mi s-a părut ușor arogantă. Urmează întrebarea roșie. O considerați pe Simona Halep o sportivă supraevaluată? Cred că și sportul este de o așa natură. Au foarte multe competiții. Un sport care se transmite peste tot în lume la toate, nu știu, televiziunile. Și a ajuns de-a lungul timpului să fie extraordinar de bun în sportul pe care îl practică. Dar, într-adevăr, asta nu ar trebui să excludă ceilalți sportivi care și de-a lungul anilor au adunat performanțe. Numărul 1 în lume la, nu știu, la gimnastică, la canotaj, la scrimă și așa mai departe. De asta am spus și atunci, am fost într-adevăr supărat pentru faptul că, bine, și mass media a contribuit puțin la acest lucru, împingându-le în față doar pe cele două sportive, Cristina și Simona, iar de restul sportivilor, că avem performanță, avem și am avut atâtea rezultate, românii au avut atâtea rezultate și încă mai au, așa că ar fi fost, nu știu, fair play să se aducă aminte și de alți sportivi, fiind și ei campioni mondiali și europeni și chiar olimpici. Este Simona Halep o sportivă supraevaluată? Supra. Da. Cum e tenisul în general, cum e fotbalul, cum e și sportul e de așa natură. Da, pot să spun, nu știu, e un sport profesionist, nu știu cum să compari. A fost numărul 1 în lume. Acum, la gimnastică, dacă ești de 8 ori campion mondial, nu știu cum se echivalează, pot compara aceste rezultate. Am notat. Mergem mai departe. În februarie 2018 s-a declanșat un adevărat scandal în gimnastica românească între dumneavoastră și Andreea Răducan, președintele din acel moment al Federației Române de Gimnastică. Motivul? Dumneavoastră ați reclamat atunci că Federația nu v-a plătit integral indemnizația de sportiv. Vă citez. Normal, eu primesc lunar, din partea statului, o indemnizație de 1500 de lei. Actuala conducere mi-a tăiat 70% din această sumă. Motivul ar fi că eu nu am îndeplinit acel număr de zile în sala de antrenament. Se știe însă că am fost accidentat, lucru confirmat de medici. Andreea Răducan
v-a răspuns public și a declarat că nemulțumirea dumneavoastră este total nejustificată. O citez. Ți s-a explicat, Marian, că atât timp cât nu ești în sala de antrenament, noi nu putem susține că ești în pregătire. Sunt bani publici pentru care nimeni nu își asumă răspunderea. Ulterior, Andreea Răducan și-a exprimat nedumerirea cu privire la aceste atacuri pe care le-ați lansat la adresa ei și a Federației și o citez din nou. Nu-mi dau seama cine l-a convins să ducă acest război cu mine. Când vine în comitetul executiv, unde a fost numit cu aprobarea mea, începe să îți numere zilele concediului de lăuzie. Mi se pare destul de deplasat și nu cred că asta ar fi trebuit să facă un sportiv de calibrul lui Marian Drăgulescu. Dumneavoastră însă a susținut în repetate rânduri că ați fost persecutat de federație și mă întreb dacă există totuși oameni, fie la federație, fie în Ministerul Sportului, cu care vă înțelegeți. Urmează întrebarea. Sunteți un tip conflictual, domnule Drăgulescu? Nu. Mă înțeleg foarte bine și cu conducerea Comitetului Olimpic și Sportiv Român, cu conducerea clubului. Iar la federație, vechea conducere, în afară de acel episod din 2012, nu am avut niciodată niciun conflict cu cei de la federație. Cred că nu am făcut absolut deloc chimie cu Andreea Răducan pe perioada mandatului ei. Și cred că singura persoană cu care chiar nu... De ce nu vă place Andreea? N-am reușit să facem o chimie, cu toate că am fost colegi. Am participat împreună la foarte multe competiții. De ce nu... Nu știu, pur și simplu... Ați reușit să vă înțelegeți cu Andreea Răducan? Nu știu, nu mi-a înțeles și mie situația... În sensul în care eu, accidentat fiind, am reușit să obțin cea mai bună performanță pentru Federația Română de Gimnastică la sfârșitul anului, nu știu, care a fost, acum 3-4 ani. Era sfârșit de an, medicul mi-a recomandat repaus, să nu mai, nu știu, 2 luni de zile, să nu mai practic gimnastica și decât să stau în casă să mă uit pe pereți, am acceptat un proiect la o televiziune, la o emisiune. Dar ce se întâmplă, nu știu, cu concediu medical, ce se întâmplă, trebuia să găsesc o soluție. De Andreea Răducan? Eram cel mai bun la acel moment. Mi-a plăcut dintotdeauna de Andreea Răducan și rezultatele pe care le-a obținut, nu știu, nu pot decât să o aplaud. Dar în relație cu mine, de când a venit la conducerea federației, nu mi-a plăcut deloc cum s-a comportat cu mine. Și sunt genul de om care poți discuta, dar n-a fost niciodată... N-am putut să comunicăm niciodată. Bine. Mergem mai departe cu o întrebare roșie. Dezvăluirile pe care fosta dumneavoastră soție le-a făcut în perioada divorțului despre viața dumneavoastră intimă au devenit imediat un subiect preferat al tabloidelor. Larisa Drăgulescu v-a acuzat că ați înșelat-o cu 2 gimnaste celebre și mai mult că erați un împătimit al partidelor sexuale excentrice. O citez acum. Nimeni nu știe, spre exemplu, că lui Marian îi place swingul. Chestiune pe care am și practicat-o cât timp am fost căsătoriți. Tot fosta mea soție a făcut și alte declarații despre preferințele dumneavoastră sexuale, acela de a aduce în relații și alte persoane. Urmează întrebarea roșie. Sunteți un nonconformist în amor? Nu, sunt deschis în general așa și cu persoana pe care o cunoști. Și când ai o relație, e normal să fii deschis. Și, cum să zic, nu... din punctul meu de vedere, fiecare poate să facă ceea ce dorește acasă, în casa lui, în relația lui, sau cum consideră că e normal, în primul rând, pentru ei, pentru el. Legat de swing, n-am făcut niciodată așa ceva. S-a întâmplat în tinerețe
cu Larisa, înainte să avem o relație, am mai venit cu o prietenă și a fost ceva. Dar atât. Nu sunt genul de, nu știu, persoană care caut lucruri excentrice, nu mă duc în baruri, cluburi și striptizuri. Nu, sunt mai sunt mai clasic. Am notat. Mergem mai departe. Citez acum. Gimnaștii sunt privați în adolescență datorită programului încărcat și a efortului depus de ieșiri cu fete, iar acest lucru poate reprezenta o reminiscență a acelei perioade. Este părerea unui psiholog despre obiceiurile dumneavoastră, descrise de fosta soție, și aș vrea să-mi spuneți dacă sunteți de acord cu această opinie expusă de specialiști. Urmează întrebarea. Ce reprezintă sexul pentru dumneavoastră? Definiție? Nu știu. Ce reprezintă? Nu știu, când îți place de cineva, o relație frumoasă, nu știu, sexul face parte din multe alte lucruri care fac o relație frumoasă. Atracția fizică și ar trebui să existe într-o relație. Și trebuie să existe. Mă consider o persoană normală. Nu? Plus, mai ales când eram, nu știu, la 18, 19, 20 de ani, se întâmpla o dată pe săptămână să scăpăm și noi, să zic așa. Sâmbătă seara din cantonament și trebuie să ne întoarcem duminică. Adică cât de des în acea zi pe săptămână să, nu știu. Cred că am zis cu asta tot. Bine, mergem mai departe. Pe 29 decembrie 2009, la aproape 2 ani de la mediatizatul divorț de Larisa, v-ați căsătorit pentru a doua oară cu iubita noastră de atunci, Corina Mihai. Ați ales să faceți primul pas în Las Vegas. Un an mai târziu, ați organizat și nunta în România, însă mari absenți de la acest eveniment au fost chiar părinții dumneavoastră. În presă s-a speculat că părinții noastre nu au fost de acord cu căsnicia din cauza faptului că soția dumneavoastră ar fi făcut video chat, dar și pentru că dumneavoastră ați fi vândut, fără știrea părinților, o proprietate. Observ că și la maturitate le-ați cam dat bătăi de cap părinților, nu doar în copilărie. Urmează întrebarea. În ce relații sunteți astăzi cu părinții dumneavoastră? O relație foarte bună. Au trecut toate, timpul a așezat lucrurile, le-au mai domolit. Da, n-au venit la nuntă în acea perioadă și... De ce? Nu știu, erau foarte supărați. Am încercat eu și Corina în acea perioadă să-i ajutăm. Acel ajutor s-a transformat în, de fapt, că i-am încurcat. A fost, nu știu, o situație din care la acea vreme au fost foarte supărați. Nu ne-am vorbit, o perioadă foarte lungă. Cât timp? 2 ani. Bine, eu tot am încercat. Da, timpul a spus că e nevoie de 2 ani de pauză, după care avem o relație acum mult mai deschisă, ne spunem direct lucrurilor pe nume, adică nu ne mai supărăm așa repede unul pe celălalt, adică e ok. Bine. Mulțumesc. Continuăm. În noiembrie 2008. Vă uitați între foile mele. Nu, mi-am adus aminte de acea proprietate. Nu a fost niciodată cazul că am vândut eu o proprietate și s-au supărat ei. Că spuneam de business și a fost și acea proprietate. Nu, a fost o casă la țară, cumpărată de mine, cu banii mei. Era o proprietate acolo unde stătea tata și a încercat să dezvolte niște business-uri acolo. N-a funcționat. Și ulterior eu mi-am cumpărat un pământ în apropierea Bucureștiului și am vrut să vând acea proprietate ca să am bani să-mi fac o proprietate, să zic, mai aproape de București. Cea de la țară era la 30 de kilometri. N-a avut nicio legătură cu... De aia sunteți și aici, la 40 de întrebări. Îmi place și mă bucură tare mult când putem să mai lămurim din informațiile care sunt așezate în presă. Sunt multe care trec, că sunt multe detalii care îmi scapă pentru că mă gândesc la întrebarea
propriu-zis. Poate vă relaxați și atunci nu o să vă mai scape nimic și o să ne și lămurim cu privire la toate informațiile care sunt așternute în presă până acum. Da, ok. Continuăm? Continuăm. Bine. În noiembrie 2008, în primul interviu pe care l-ați acordat după divorț, ați declarat, și vă citez acum, am încercat să-mi construiesc o imagine bună în cei 20 de ani de carieră, Larisa mi-a distrus acea imagine. Aveați deja în palmares până la acel moment multe scandaluri televizate între dumneavoastră și fosta soție. Prezența la televizor a fost criticată, am vorbit și de Andreea Răducan, președintele în acel moment al Federației Române de Gimnastică. V-a spus, cred că ar trebui să te decizi dacă îți dorești medalia de aur la Jocurile Olimpice sau notorietate la TV. Dumneavoastră ați spus că motivul acestor apariții televizate, chiar și cu o publicitate negativă, era să câștigați notorietate. Vă citesc din nou. În 2006 am câștigat al 6-lea titlu mondial și deși eram singurul sportiv dintr-un top cu un astfel de titlu, în acel an am fost plasat destul de jos. Mi s-a explicat că trebuia să am și notorietate. Dacă în 2006 mă știau maximum 10% din români, acum s-au mai schimbat lucrurile. Mă cunoaște mai multă lume. Urmează întrebarea. V-au adus scandalurile din viața personală popularitatea pe care vă doreați? Pe care mă doream, nu la genul acela de publicitate. Mă gândeam, nu m-am gândit niciodată la o genul ăsta de popularitate sau publicitate negativă. Mi-am dorit să am popularitate prin sportul pe care îl practic și prin lucrurile frumoase și bune pe care le fac. Cum spuneam, poate acum o vreme mă bucuram foarte mult de popularitate și mi-aș fi dorit să am mai multă popularitate. În ziua de astăzi am observat că ca să ai popularitate ar trebui să îți petreci foarte mult timp din viața online, ceea ce cu timpul îți dai seama că timpul este foarte prețios și nu aș putea și nu m-aș vedea stând non-stop făcând vloguri și poze și deci consider că asta e rețeta să devii foarte popular în ziua de astăzi. Prin gimnastică mai greu. Așa că continui pasiunea sport de performanță, după care am terminat. Scandalurile v-au adus notorietate? Mi-au adus notorietate, da, foarte mare notorietate. Așa. Pentru că, într-adevăr, gimnastica în România nu știu, poate nu este foarte urmărită sau poate nu are atât de mulți fani și cum lucrurile rele circulă repede, iată că, într-adevăr, am avut o popularitate mult mai mare din cauza acelor scandaluri. Bine, mergem mai departe. Pe 30 mai 2019, după 9 ani de mariaj, ați divorțat și de cea de-a doua soție. Ați spus că principala vinovată a fost soția dumneavoastră, vă citez acum. Ea este o persoană super perfecționistă și ea vrea să rezolve toate lucrurile dacă se poate. Nu m-a lăsat pe mine să fac nimic. Dacă s-ar pricepe la gimnastică, cred că ar veni și acolo. Și normal că s-au produs anumite dezechilibre. La câteva luni de la divorțul de Corina, ați dezvăluit că aveți o nouă relație. În 2019, de sărbători, ați postat fotografii alături de noua dumneavoastră iubită, Simona Carmen Sârbu, inginer de profesie. Știu că sunteți încântați de relația pe care o aveți acum și chiar aveți planuri serioase de viitor. Vă citez, ne potrivim, ne completăm, nu știu dacă a fost dragoste la prima vedere, dar a fost chimie. Mai vreau copii. Unul, doi, poate fetițe. Urmează întrebarea. Sunteți pregătit pentru al treilea mariaj? Viața îți oferă de toate. Sunt aici pe pământ să le trăiesc pe toate. Încerc să mă simt bine, să mă bucur de toate momentele frumoase din viața mea. I-am spus și Simonei, iubitei mele, nu știu dacă există vreo garanție în lumea asta, în orice. Și sper să ne fie bine cât mai mult timp. Dacă o fi până adânci bătrâneți, m-aș bucura enorm. Și să stăm împreună atâta timp cât ne va fi bine și ne vom simți bine împreună. Bine.
Mergem mai departe. Mergem cu o întrebare roșie. Ați fost coleg de bancă și prieten în clasele primare cu Cristi Chibu. Cristi Chibu a făcut și el performanță, dar în fotbal, un sport mult mai bănos și cu mult mai multă faimă decât gimnastica. Presa a scris că în urma unui gest făcut de fostul fotbalist, relația dintre dumneavoastră s-a răcit. Ați descris episodul într-un interviu, vă citez. Sincer, m-a deranjat la un moment dat, a venit la noi, la Mondial de la Ghent, unde câștigase medalia de aur, a adus tricouri pentru toată lumea, iar pe mine aproape nu m-a băgat în seamă. Pe vremuri, când făceam chefuri, el venea în costum și cravată și bea cola cu paiul. Aș vrea să-mi spuneți de ce credeți că v-a ignorat Cristi Chibu și în ce relații sunteți acum? Urmează întrebarea roșie. Îl invidiați pe Cristi Chibu? Nu-l invidiez. A fost un moment la acea competiție, în acea vreme, în care eu am considerat că, deși am petrecut o perioadă de timp la școală, fiind colegi de clasă, în Reșița s-a întâmplat, la lot de seniori, eu m-am bucurat foarte tare să le văd, dar se pare că era numai în mintea mea, gen o prietenie. Cu timpul mi-am dat seama că nu frecventăm, nu știu, competiții împreună, nu avem aceleași cercuri de prieteni, așa fiecare e liber să, nu știu, să placă sau să nu, să placă mai mult sau mai puțin pe cineva. Da, mi s-ar fi părut ok să, nu știu, să pe mine, să dintre toți participanții la acea competiție, doar cu mine fusese coleg de clasă și mi-ar fi plăcut ca eu să fiu gen cel mai, nu știu, primit cu cea mai mare căldură din partea lui. Da, a fost un bun moment, eram tânăr, chiar acum nici n-aș mai băga de seamă. Mergem mai departe. V-ați desfășurat activitatea la cele mai titrate cluburi sportive din România. În 1988 ați fost legitimat la Dinamo, un club care aparține Ministerului de Interne. Aici ați obținut primele titluri și ați devenit inspector de poliție. În 2011, după 23 de ani la Dinamo, v-ați mutat la mari rivali. Ați devenit sportiv legitimat la clubul Steaua, un club care aparține Ministerului Apărării, așa că sunteți acum locotenent colonel în Armata Română. Ați schimbat, practic, uniforma de polițist cu cea de militar. Eu vreau să înțeleg de ce ați schimbat tabăra sportivă. Urmează întrebarea. Steaua sau Dinamo? Steaua. Da, nu știu, până în 2000, nu știu, și Steaua și Dinamo. Am avut momente multe și frumoase și la Dinamo și la Steaua. Ați spus Steaua prima dată. Steaua, da. Steaua pentru că de când am venit la Steaua am avut parte de foarte multă susținere, mă înțeleg cu toată lumea din acel club și, nu știu, din păcate și la Dinamo am avut o, nu știu, o colaborare și o înțelegere până la momentul, nu știu, cu un an înaintea plecării mele de la acel club. Când s-a întâmplat ce? Când a venit, când s-a schimbat comandantul clubului, a venit Elisabeta Lipă, ceea ce ne și știam din competiții și iar se pare că nu am reușit deloc să facem chimie și ea a fost motivul pentru care eu am plecat de la clubul Dinamo. La Steaua. La Steaua. Bine, mergem mai departe. Am vorbit mai devreme despre cele două accidentări care v-ar fi putut pune capăt activității sportive. Nu au fost însă singurele momente delicate prin care ați trecut în cei peste 20 de ani de carieră. Vă citez, este un sport greu. Gimnastica a atins deja un nivel riscant, s-a apropiat foarte mult de circ, numai că cei de la circ fac totul protejat cu coarde cu plase sub ei. Dacă practici gimnastica 2-3 ani este ok, dar la nivel de performanță este foarte greu și periculos. Nu ați fost ferit nici de alte
probleme de natură medicală. În copilărie ați fost operat de hernie, iar în presă au apărut informații cum că ați fi și astmatic. În 2011 ați fost operat la piciorul drept, iar un an mai târziu la piciorul stâng. În 2018, din cauza unor tulburări de ritm cardiac, ați fost supus unei intervenții chirurgicale la inimă. Citind despre toate aceste probleme de sănătate cu care v-ați confruntat de-a lungul timpului, nu pot să nu mă întreb de ce v-ați încăpățânat să continuați să faceți gimnastică. Urmează întrebarea. V-ați riscat viața pentru bani sau pentru glorie? Mie mi-a plăcut întotdeauna gimnastică. Că a venit după aceea la pachet, a venit și situația financiară, și orgoliu, și mândria, și imnul care se cântă, și faptul că ești cel mai puternic din lume, și puțină notorietate, și te cunosc vecinii, și la școală colegii vor să facă poză cu tine, și așa mai departe, aia a fost un bonus. Dar gimnastica mi-a plăcut întotdeauna și am învățat foarte multe elemente, inclusiv de când eram copil, și chestia asta m-a atras. Tot timpul mă gândeam sau vedeam la un sportiv care era mai mare ca vârstă decât mine și încercam să învăț și eu acele elemente mult mai grele pentru vârsta mea și tot timpul a fost o provocare pentru mine în gimnastică. Bine, mergem mai departe. Ați anunțat de mai multe ori că vă retrageți din activitatea competițională. De exemplu, în 2005, deși ați anunțat că renunțați la gimnastică, v-ați răzgândit imediat și ați participat la campionatele mondiale de la Melbourne, unde ați și câștigat medalia de aur la sărituri. La finele anului 2009 ați anunțat din nou că vă retrageți, dar ați revenit asupra deciziei în 2011 cu intenția de a participa la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012. Nu ați fost inclus în lot și de supărare ați decis din nou să vă retrageți. După 3 ani ați revenit spectaculos, cucerind la campionatele mondiale de la Glasgow medalia de argint la sărituri. Suntem în 2021, aveți 40 de ani, o vârstă la care pentru alți sportivi gimnastica este de mult o amintire, dar iată că dumneavoastră încă luptați pentru unica și cea mai importantă medalie din cariera unui sportiv, aurul olimpic, vă citez. Cred că voi continua până la sfârșitul anului 2021, pentru că vom avea încă un campionat mondial după Jocurile Olimpice. Din 2008 am tot zis că mă retrag și suntem în 2020, așa că nu mai zic nimic. Aș vrea să-mi spuneți de ce ați revenit asupra deciziei de retragere de atât de multe ori. Urmează întrebarea. Vă sperie viitorul fără gimnastică? Prima răspund că iară răspund întrebări și uit ce enunțul de mai devreme. M-am reîntors de fiecare dată pentru că mi s-a făcut dor de gimnastică. De fiecare dată când m-am retras, nu știu, a intervenit monotonia, poate uzura, au început poate și anumite dureri să fie puțin mai mari și de câte ori am făcut pauză, corpul meu s-a regenerat, m-am simțit mult mai bine. Și o mică pauză atunci când există un conflict între sportiva, antrenor și așa mai departe. Se mai liniștesc apele, cum se spune. Și de fiecare dată m-am întors pentru că mi-a fost dor și pentru că am știut dintotdeauna că încă pot să fiu acolo printre cei mai buni. Iar chestia asta mi-au lipsit și competițiile. Ok. Și întrebarea a fost dacă mă sperie viitorul fără gimnastică? Fără gimnastică pentru mine? Nu mă sperie, pentru că tot în același domeniu o să îmi doresc să activez. Tot în gimnastică, dar ca și antrenor, din altă poziție. Cred că o să mă bucur la fel de mult atunci când voi reuși să antrenez un sportiv, un gimnast, să cucerească medalii internaționale. Bine, mergem mai departe? Da. Băiatul dumneavoastră
Richard are 15 ani și am văzut că vă calcă serios pe urme. Practică gimnastica de la 4 ani, iar anul trecut a avut loc un moment unic și inedit în istoria acestui sport în România. Seniorul Drăgulescu și juniorul Drăgulescu au concurat la aceeași competiție, la campionatele naționale organizate la Ploiești. Ați obținut medalii amândoi, Richard bronzul la sol, iar dumneavoastră aurul la sărituri. Ați fost foarte mândru de acel moment și ați spus, vă citez, nu știu în lume câți părinți ajung să concureze odată cu copiilor la aceeași competiție, nu mă gândeam niciodată că voi ajunge să fac atât de mult timp gimnastică, încât într-o bună zi să mă aflu la aceeași competiție cu fiul meu. La fel de emoționat a fost și Richard, îl citez acum. Pasiunea o am de la tata, e clar. Nu mă așteptam să-l prind concurând la același concurs cu mine. M-am simțit foarte bine. Richard a declarat că vrea să vă depășească performanțele și mă bazez că sunteți un profesionist și că puteți evalua cu obiectivitate calitățile fiului dumneavoastră. Urmează întrebarea. Va fi Drăgulescu Junior un gimnast mai mare decât tatăl său? Ăsta micul, spuneam și mai devreme, că este șmecheraș el așa. E un tip foarte sociabil și vorbește mai mult decât face. Și am spus să echilibrez un pic situația, să lucreze mai mult decât să vorbească. Totul ține de el. Potențial are. Încă nu este timpul pierdut, este la lotul de juniori. Ține numai și numai de el. Dacă într-o bună zi o să-i vină, nu știu, inspirație, o să devină foarte ambițios. Determinare. Exact, să fie foarte determinat. Cred că asta te, nu știu, te împinge și îți dă așa aripi și poți evolua într-un an, nu știu, foarte, foarte mult. Eu am evoluat de la lotul de junior când am ajuns. Într-un an de zile am învățat, cred că, 80% din elementele pe care le fac inclusiv astăzi. Am evoluat extraordinar de mult, cât alți juniori, nu știu, în 4 ani, într-un singur an. Ați spus că vorbește mai mult decât face. Da, da. Deci nu vă seamănă. Nu prea, da, eu sunt mai puțin vorbăreț, mai mult lucrez. El e invers. Cred că cum mai că să seamănă. Bine, continuăm. Gimnaștii din lumea sportului internațional au avut curaj de-a lungul timpului să povestească abuzurile fizice și emoționale la care au fost supuși de către antrenori. Chiar în vara anului trecut, rețelele de socializare au fost inundate de o serie de mărturii cutremurătoare. Vorbim de o adevărată mișcare a sportivilor de performanță din Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă, Belgia sau Olanda, care au descris insultele, loviturile și teroarea la care au fost supuși în timpul antrenamentelor, pentru rezultate bune. În țara noastră, un caz extrem de mediatizat a fost cel al gimnastei Maria Olaru, care a acuzat că a fost umilită, jignită și bătută de antrenorii săi. Vreau să știu ce părere aveți dumneavoastră despre aceste practici și ce traume le lasă sportivilor. Urmează întrebarea. Este abuzul fizic o practică în gimnastica românească? Într-adevăr, a fost o practică. Se practică din ce în ce mai puțin acel sistem de, nu știu, de predare, de antrenament. Bineînțeles, ca sportiv nu mi-a plăcut niciodată și nici ca antrenor, la rândul meu, când am fost antrenor, am vrut altceva pentru copii. Au libertatea de a veni cu drag și de... Ne sunt o mulțime de metode prin care poți face un copil să își dorească, să-l motivezi, să își se autodepășească și așa mai departe. Nu pot să spun ceva legat de traumă pentru că n-am fost niciodată în acea postură. Într-adevăr, am mai luat și eu o palmă peste picior când nu le aveam întinse la gimnastică, trebuie să ai și ținută. Era mai ciobănel așa. Și țin minte, la lotul de juniori, am întârziat odată în cantonament, am ajuns puțin mai târziu, fusesem cu ceilalți colegi la un bairam, cum se zicea pe vremuri, și am mai și fumat o țigară pe acolo și la intrare ne aștepta antrenorul și ne-a luat la mirosit mâine. Bineînțeles, ceilalți se ștersese cu frunze, eu
Eram nou pe acolo, nu știam cum se procedează, era și prima dată când încercam așa ceva. Și bineînțeles că am avut o pedeapsă, cureaua la fund, 10 curele, le dădea foarte repede. Dar cam astea au fost tot ce am primit eu de-a lungul timpului. Și nu m-au marcat. Bine, continuăm. În pandemie, din sufrageria dumneavoastră, făceați online un antrenament de jumătate de oră, de 3 ori pe săptămână. Ați spus că vreți să îi ajutați, în special pe copii, să descopere gimnastica, un sport care nu prea mai atrage în ultimul timp. Vă citez, avem nevoie de cât mai mulți dintre ei să vadă ce înseamnă gimnastica și cât de frumos este acest sport. Tot dumneavoastră ați vorbit și despre o perioadă de criză pe care o traversează gimnastica din țara noastră, un sport care ne-a adus multă glorie de-a lungul anilor. Vă citesc din nou. Față de vremea în care eu eram copil, acum există foarte multe atracții exterioare pentru cei mici, cred că antrenorul trebuie să îi țină tot mai activ și focusați pe sport. Și mai este un aspect important, pe toate canalele media se promovează agresiv fotbalul, sporturile de echipă în general, mai nou tenisul, însă gimnastica mai puțin. Păcat. Urmează întrebarea. Care este viitorul gimnasticii românești? Sincer, nu pot să știu. Cum îl vedeți dumneavoastră? Sunteți cel mai în măsură să-mi dea acest răspuns. S-a schimbat de 2 ori conducerea federației în ultimii 3 ani de zile. Așa. Sperăm la mai bine. Important e să dăm și noi o mână de ajutor. Eu îmi doresc ca performanțele în gimnastică să revină și să continue. Mă mândresc cu sportul pe care îl practic și, sincer, mi-ar părea rău să, nu știu, să fie așa un sport lipsit de medalii. Azi, viitoare. Cum se vede viitorul gimnasticii românești? Astăzi, destul de greu mai vedem ceva pe la cluburi. E clar că ne trebuie o strategie, un plan foarte bine pus la punct. Să vedem ce se va mai întâmpla. Nu știu să răspund această întrebare. E greu. S-au schimbat generațiile. Foarte mulți antrenori au fost antrenori în acel regim, nu știu cum să se adapteze la noua generație unde nu mai sunt permise acele practici. O parte foarte mare dintre ei și-au pierdut poate și interesul. Văd așa de la cluburi până la loturi, de ce nu și federație, nu mai văd dorința aia de a fi numărul 1. Probabil acolo lipsește ceva. Bine. Continuăm. Ați criticat de nenumărate ori conducerea Federației Române de Gimnastică. Ați spus că vă tentează să candidați pentru funcție de președinte al Federației Române de Gimnastică. Pentru mulți dintre colegii dumneavoastră, o astfel de funcție de conducere la Federație de Profil a fost și o rampă de lansare în politică. Vă dau exemplul actualului ministru al tineretului și sportului, membru UDMR, Eduard Novac, a fost ciclist paralimpic, medaliat cu aur, apoi președintele Federației Române de Ciclism. Vreau să-mi spuneți dacă ați luat vreodată în considerare o carieră politică. Urmează întrebarea. Ați fi un bun ministru al sportului? Sigur că am luat în considerare și mă gândesc că ai un alt sprijin atunci când faci parte dintr-o formațiune politică și poate proiectele pot deveni și realitate. Dacă aș fi un bun ministru al sportului. Nu știu, în momentul de față îmi doresc să urc, treaptă cu treaptă, inclusiv în antrenorat. Am început cu copii foarte mici, am avut foarte multe de învățat. Următoarea etapă mi-aș dori să fiu antrenor, de ce nu? După care să am și oarecare experiență de management, poate Federația Română de Gimnastică, poate un departament la Ministerul Tineretului și Sportului sau la Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Și abia după aceea.
Nu doresc doar să fiu acolo în fotoliu, să zic că-s ministru, dar să nu mă pricep sau să nu... Vreau să las ceva în urma mea. Ceva să îmbunătățească ceva. Și ați spus că v-ar ajuta dacă ați face parte dintr-o formațiune politică. Cu siguranță. La care vă gândiți? La care formațiune politică? Da. Păi până o să ajung eu, nu știu că se mai schimbă formațiunile astea. Vorbesc că mergeți la vot. Merg la vot. Și? E confidențial. Bine, mergem mai departe. Sunteți cel mai longeviv gimnast român. Cu toate acestea, ați povestit că trecerea anilor începe să-și facă simțită prezența și că la antrenamente ați învățat să vă dozați energia. Vă citez. Spre 40 de ani trebuie să cam negociezi cu corpul tău. Reacțiile nu mai sunt la fel de rapide ca la 20 de ani, de exemplu. Numărul de repetări al exercițiilor nu mai poate fi la fel de mare. În schimb, eu sunt mult, mult mai atent la eficiența pregătirii. Adică îmi dozez efortul cât mai bine posibil. Prin comparație, acum este o pregătire extrem de solicitantă din punct de vedere psihic. E clar că timpul a ajuns să fie cel mai mare inamic al celui mai titrat gimnast român și aș vrea să-mi spuneți și să fiți sincer dacă au fost realmente momente când ați simțit că nu mai puteți. Urmează întrebarea. Vă simțiți bătrân pentru gimnastică? Mă consider destul de în vârstă pentru, nu știu, mă consider destul de în vârstă să mai continui mai mult decât mi-am propus. Cred că asta e cea mai bună exprimare, pentru că vreau să anul ăsta să merg maxim din cât aș putea să trag la sală, motivație, energie, tot, dar într-adevăr simt că nu mai am posibilitatea să mai fac atât de multe repetări, atâtea pe care mi le-aș dori. Din multe repetări obții și viteză de reacție și tehnică și ai foarte multe beneficii. Simt că viteza de reacție a mai încetinit, simt că o zi grea de antrenament, după o zi grea de antrenament, a doua zi te resimți. Și de asta zic, mai departe de anul acesta nu mă văd, continuând în sportul de performanță, sper anul acesta să fie, să dau tot și după care să de ce nu, să continui cu cariera de antrenor. Da, simt că reacțiile s-au încetinit, simt că nu mai pot face atât de multe repetări, dar în continuare apelez la experiență, la faptul că îmi cunosc mai bine corpul și pot să dozez astfel încât să reușesc să fac ceea ce mi-am propus fără atât de multe repetări. Sunt mai atent la recuperare medicală, sunt mai atent la încălzire, sunt mai atent la ce mănânc. Am grijă de foarte multe alte aspecte pe care poate în trecut, la 20 de ani, nu conta nimic. Aveam energie, aveam forță, esență, tot ce trebuie. Și iubire de meserie. Mulțumesc, continuăm. Câte mai sunt? De ce? De-aia. Marian Drăgulescu are în prezent o funcție în Clubul Steaua. El este locotenent colonel al Ministerului Apărării Naționale, încadrat în Clubul Steaua, și își dorește să continue ca antrenor. Îi vine greu să plece din sală. Sunt cuvintele comandantului Clubului Sportiv Steaua, Mădălin Hâncu. Acesta a vorbit despre intențiile dumneavoastră de după retragerea din activitatea sportivă. Dumneavoastră ați declarat că ați fi tentat să candidați la președinția Federației Române de Gimnastică. Vă citez. Am câteva idei, am o viziune pe termen lung pentru a ajuta gimnastica să revină acolo unde a fost cândva. Făcând o viață întreagă acest sport, cred că pot ajuta gimnastica românească. Urmează întrebarea. Vă retrageți în 2021? Da. Din activitatea de performanță ca și sportiv. Da, știu că am zis da de mai multe ori, dar de data asta
ultimii 3 ani au fost foarte grei. Adică, în sală, văd, e consum foarte mare, fizic, psihic, energie. E... Și nu știu, adică, întotdeauna am revenit ca să fiu numărul 1. Dacă nu sunt numărul 1, nu prea mai motivația asta foarte mare de a continua, plus că există și, după o vreme, organismul. Nu o să țină la infinit, mai ales la un nivel foarte performant. Deci, am început deja genunchii să mă doară gleznele, umerii, dar, na, asta... Deci trebuie să fiți numărul 1, adică aur la Tokyo. Da, aur la Tokyo. Așa să fie. Și ultima întrebare. Da? Da. Ați simțit o atracție puternică față de gimnastică încă din primul moment. Ați spus așa, vă citez. M-am simțit ca într-un imens loc de joacă pentru copii. Aveam tramboline, plase elastice, gropi cu bureți. Eram foarte mulți copii acolo și râdeam foarte mult și ne jucam. Foarte bine a știut antrenorul, domnul Dumitru Avarvarei, să ne facă să descoperim frumusețea acestui sport. Primul dumneavoastră premiu câștigat a fost un pahar pe care scria Triumf și pe care înțeleg că îl aveți și astăzi. Așa se face că, de la o simplă bucurie și joacă de copil, gimnastica s-a transformat în această pasiune pe viață. Vă citesc din nou. Mi-a plăcut fiecare etapă a pregătirii, în continuare găsesc satisfacție în acest sport, simt adrenalina, simt plăcerea în a face gimnastică, iar cu această ocazie pot să spun că sunt foarte recunoscător că am reușit să îmi găsesc lucrul care îmi place cel mai mult să îl fac. Urmează întrebarea. A rămas gimnastica. Cea mai mare bucurie a vieții dumneavoastră? Desigur. Da, cu toate că sunt o fire activă, și de câte ori aveam vacanță de la gimnastică, găseam foarte mare plăcere să practic și alte sporturi. Iarna merg, mă dau cu schiurile, am sărit cu parașuta tot sport, cu rolele, cu bicicleta, dar într-adevăr gimnastica a durat o pasiune atât de mulți ani încât pot spune că e cea mai mare pasiune. Mulțumesc, Marian Drăgulescu, că ați fost alături de mine în această seară la 40 de întrebări. Vom vedea acum pe micile ecrane un tabel și vom afla exact timpul ce ne-a mai rămas la dispoziție. Înțeleg că mai avem 20 de minute nefolosite. Este momentul în care noi putem face un dialog și dacă sunt chestiuni pe care dumneavoastră le vreți lămurite sau lucruri pe care ar fi trebuit să vă întreb și simțiți că nu am făcut-o, e momentul să le discutăm acum. Știu că vă așteaptă niște campionate. Da. Dar vorbim imediat, chiar mă gândeam de acasă și vroiam să vin cu ceva, un pachet, și mă gândeam dacă îmi veți pune acea întrebare. Care? Și nu mi-a spus. Care? Care mi-e cea mai dragă medalie? Care e cea mai dragă medalie? Dar din păcate n-am adus-o cu mine, e vorba despre o medalie de aur cu cei de la campionatul european. În momentul de față se află la un complex comercial, la o expoziție a istoriei României la Jocurilor Olimpice. De ce vă e dragă? Pentru că am câștigat-o în fața 6.000 de români. A avut loc acel campionat european în România, la Cluj, pentru prima dată, pentru că noi nu prea am organizat competiții internaționale, cel puțin la gimnastică. Majoritatea competițiilor le-am avut mai mereu afară, internațional, așa că mai mult deci de... pentru că este o medalie câștigată acasă. Acasă și cu atât de mulți români, unde... Acei români au cântat imnul în acel moment cu mine. De obicei, la competiții, în afară când mergem, nu știu, sunt vreo 50, 100, 150 de români. Auzi într-un colț, din altul, hai România, 200 guleți. Imaginați-vă la Cluj, unde au fost 6.000 de români și treaba a ieșit. A fost superb. Deci sunteți patriot, am notat și acest lucru. Da. Aveți 18 medalii europene câștigate, dintre care 10 de aur. La ce medalie vă așteptați acum la european? La campionatul european? Din păcate am avut o problemă medicală acum 3 săptămâni. Am avut o întorsă la genunchiul drept. N-am avut niciodată întorsă la genunchi.
întors la glezna, n-am mai avut. Se pare că ușor le încerc pe toate. Și a trebuit 2 săptămâni să fac pauză. Și se întâmplă să fie cu, de când am revenit în pregătire, am 2 săptămâni până la acest campionat european. Sper măcar să-mi revin la o formă la care să, de ce nu, să obțin măcar o finală și vedem acolo dacă va fi loc și de medalie sau nu. Oricum, mi-am dorit foarte tare să particip la această competiție, pentru că anul trecut, dintr-un an întreg, am avut doar 2 competiții. Lipsa competițiilor ne afectează din punct de vedere motivațional, din punct de vedere, nu știu, al experienței de concurs. Avem Olimpiada în 3 luni de zile și avem nevoie de cât mai multe competiții. Toată România o să fie alături de dumneavoastră în toate concursurile în care vă vom mai vedea din partea României acolo în competiție. Cu siguranță la Jocurile Olimpice de la Tokyo veți veni cu medalia pe care atât de mult vă doriți. O să vedeți, o să fie bine. Eu am emoții și la mine și la toți românii. În general, când privesc o competiție unde există români și unde se cântă imnul, am și eu emoții. Că știu că am fost acolo, știu ce emoții trăiesc eu, ce emoții trăiesc cei care se uită la mine și transmiți bucurie, transmiți emoții, e frumos sentimentul. Toată inima noastră e la dumneavoastră și o să fie bine. Vă ținem pumnii, trebuie să vă fac evaluarea și după aceea ne vom lua la revedere. Mi-a plăcut tare mult să vă găsesc foarte pur și deschis atunci când vine vorba de această mare pasiune care este pentru dumneavoastră gimnastica. Mi-a plăcut să vă văd matur și așezat. Apropo de momentul în care am vorbit în emisiune că s-a schimbat paradigma și modul în care și din care priviți acum viața și v-am simțit și diplomat în locuri unde mă așteptam să vorbiți mai mult. Experiența m-a învățat că acum mass media și cealaltă, alte persoane abia așteaptă orice spui să, nu știu, să răsucească o declarație. Vă ținem pumnii, suntem lângă dumneavoastră și mulțumesc încă o dată că ați venit la mine astă seară la 40 de întrebări. Sunt Denis Lipai. Aceasta a fost emisiunea din această seară. Noi ne revedem săptămâna viitoare cu un nou invitat și cu alte noi întrebări. Până atunci, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă. La revedere!